membrii comunității noastre care s-au înscris în această cursă au responsabilități majore pentru că au în spate o istorie extraordinară pe care cu toți o cunoaștem. O istorie care a adus dintotdeauna valoare adăugată țării noastre, a adus valoare deopotrivă și Greciei și va aduce în continuare valoare adăugată prin responsabilitate și responsabilizare. De ce Uniunea Elenă din România? Ce rost mai are să ne încadrăm într-o luptă atât de mare cu partidele politice, într-o luptă atât de acerbă în ceea ce privește scena politică românească? Răspunsul este foarte simplu. Dorim să fim corecți, să fim cinstiți, să aducem valoare adăugată în continuare, să ne cinstim istoria și să mergem mai departe pe această cale extraordinară a cinstei și onestității. Domnule Antoniadis, domnule președinte, așa cum v-am spus și nenumărate ori de câte ori am discutat de altfel și la telefon, și la București, și față în față, v-am spus că trebuie să fiți o lumânare care trebuie să ardeți pentru cetățenii noștri. Și nu sunt vorbe mari. Este o realitate și este foarte greu să faceți acest lucru. Nu este deloc ușor. V-am întrebat dacă echipa care stă în spatele dumneavoastră este o echipă care vă susține și dacă dumneavoastră sunteți de acord cu această echipă și mi-ați răspuns că 100% așa stau lucrurile. Aveți alături de dumneavoastră și echipa Uniunii Elene din România. În drumul spre Constanța m-am gândit ce ar fi frumos să-i mânez prietenului meu, Anton Antoniadis. Un om care, să știți că mai are o obligație morală în plus, să ducă mai departe ceea ce a clădit excelența sa, domnul Mimi Antoniadis, tatăl domniei sale, cu care am fost foarte bun prieten și pe care am să-l vizitez acolo unde o pot face astă seară, așa cum o fac de fiecare dată când vin în Constanța. Și am găsit de cuvință în asemenea momente delicate din toate punctele de vedere, bineînțeles, să cumpăr o iucană. O iucană care să aducă în centrul atenției dumneavoastră un lucru foarte important. Un sfat pe care vi-l dau pentru a putea rămâne în această echipă frumoasă. Îmi doresc extraordinar de mult să înțelegeți că în centrul imaginii este Sfânta Sofia, înțelepciune pe care vă doresc în calitate de candidat și dumneavoastră și membrilor comunităților noastre. Iată că avem Sfânta Sofia și nu întâmplător am ales Sfânta Sofia. Știți foarte bine la ce mă refer. Pentru că dacă ea nu mai este creștin ortodoxă, se află în sufletele și inimile noastre. Permiteți-mi să-i mânez această icoană domnului președinte Antoniadis, să urez succes domniei sale, membrilor comunității noastre care candidează pe lista de la locale, cu rugămintea să ducă mai departe istoria extraordinară a cetățenilor români de origine elenă. Încă o dată, succes! Of. Vă mulțumesc! Ce să mai zic? COVID. Mă cunoașteți cât de cât. Mă cunoașteți că am făcut foarte multe greșeli. Am încercat, am învățat. Pentru că dacă nu înveți din greșeli sau dacă nu faci greșeli, nu ai cum să înveți viața ce merge înainte. În același timp am încercat pe toate planurile. Și știți bine, aici domnul președinte a venit cu un simbol al nostru, care este credința. Credința este ceea ce ne leagă și acum, sincer, m-aș ridica în picioare pentru că vorbim totuși de o credință. Credința în noi, credința în Dumnezeu, credința în orice este poate mai presus de orice vis. De ce am intrat în această bătălie, o să mă întrebați. Și vă răspund simplu. Pentru că noi credem că avem ceva de spus în această Constanță. Nu venim dintr-o parte politică. Venim dintr-o parte de ONG, venim dintr-o parte care realizările nu se măsoară în voturi. Realizările se măsoară de ceea ce faci, zi cu zi, ceea ce transmiți. Și aici vreau să vă spun că alături de noi au venit și vin în continuare oameni, pentru că au înțeles că aceste alegeri, alegerile locale, sunt pentru gospodarul orașului, pentru cel care totuși poate să o aducă o altă viziune
decât cea politică. Nu vreau să vorbesc mult de politică, știm ce înseamnă, știm cu ce se mănâncă. Din partea noastră, ce vrem și ce vrem să realizăm este să putem aduce chiar, nu știu, simbolul acela al ramurii de măslin, ceea ce este pace. Pace și, în primul rând, puțină minte. Să nu mai fie ceartă. Să încercăm să realizăm decât să ne certăm între noi. În același timp, am auzit și am citit niște vorbe frumoase pe care o să le preiau cu ghilimele de rigoare. Dacă unii sunt medici în linia întâi astăzi, când este COVID-ul, eu sper să fiu acel medic ce va vindeca Constanța de oarește ce neajuns. Baza a ceea ce se poate realiza în Constanța asta. Departamentul ăla minunat de fonduri europene. În mapa fiecăruia aveți un decalog. Dacă vă veți uita pe acest decalog, o să vedeți în ordine cam ceea ce înseamnă. Care sunt proiectele noastre, care sunt visurile noastre, care sunt așteptările noastre despre Constanța. Îl aveți aici. Și vreau să-ți vă zic că începe cu partea principală. Decât să scot din bugetul primăriei un leu, îl scot. Dar vreau să-l înmulțesc de 50 de ori cu fonduri europene. Cred că prima grijă ar trebui acest compartiment de fonduri europene să poate fi ridicat la maximum. De aici pleacă totul. Că vrem să facem noi ce avem de suflet, să consolidăm malul, că vrem mai puțin să duce și Biserica la Vale, să duce și teatru, da? Că vrem noi să facem Piața Griviței, că vrem să arate Ștefan cel Mare și așa mai departe, dar o să le auziți de la toți, vă garantez eu. Nu vreau să spun că mâine mă apuc de făcut parcuri, pentru că ați văzut, toată lumea face parcuri, pleacă cu ele în spatele, ia la sacoșe, le duce, le urcă pe bloc, le duce sub bloc. Dar ați auzit de la cineva că face un parc, pune gazon, pune iarbă și s-a gândit să îl și ude un concept nou de parter, da? La care niște arhitecți au lucrat, niște arhitecți le-au pus în practică, ele sunt folosite, care, nu știu, au, dacă luăm același volum de metri cubi la o parcare obișnuită, noi reușim să punem cu 30-40% mai multe mașini nou. Vorbim de avelopări de blocuri, vorbim de redus cheltuielile iluminatului stradal și orice, da, se pot face, toate. Dar prefer să scot din primărie un leu și să-mi dea Comunitatea Europeană încă 50. 2, 1, și! Se spune că cioburile aduc noroc. Așa să avem și noi în ceea ce ne spune Dumnezeu. Vă mulțumesc!